Salutare, prieteni, și bine v-am găsit! Credeați că suntem la munte, credeați că este o rocă din munte. Iată, sunt încă aici, la Eforie Nord, pe plaja din Eforie Nord. În spatele meu este portul Bellona, sunt în zona Bellona. Așadar, astăzi vreau să vă arăt în totalitate plaja de aici, din zona Bellona, de la Port Bellona, până la dig la Debarcadero. După cum puteți vedea aici, algele încă persistă. Aici, după cum v-am spus și în celelalte videoclipuri, aici este zona forte în care se adună aceste alge. Alge miraculoase, despre care se spune că sunt binefăcătoare, conțin multe substanțe benefice organismului, vitamine și minerale, dar nu toate sunt comestibile. A, uitați, aici. Impresionant. Păi, să nu mai lungim vorba și haideți să începem călătoria de-a lungul plajei dintre Bellona și Debarcadero. Rămâneți aproape să explorăm împreună plaja de aici din Eforie Nord, dintre aceste două puncte importante. Cum puteți observa, puțin turiști pe aici, în această zonă, chiar și în apă. Chiar merg pe aici, prin ele, acum fi ce-o fi, cu toate că în primele zile mi s-au părut așa, oarecum, iritante, dar acum asta e. Apa este foarte caldă, are 28 de grade, acum s-a înserat, chiar și toată ziua a fost foarte caldă. Astăzi au fost ceva mai puține valori, sau de fapt, să-i spun, valori mai puțin intense. Suntem așezați la jumătatea acestui segment pe plajă, într-un loc cu nisip fin, unde nu sunt alge. Castelat
aici. Aici am fortificat eu, așa, ca să zic așa, zona în care suntem noi așezați. Ia uitați ce am făcut aici. Ce e soția mea, îi fac o poză. E atât de cald apa încât aș dormi în ea. Da, uneori chiar am visat că eram sub apă, stăteam sub apă mult, cred că de-aia și îmi place să stau mai mult sub apă, să înot sub apă, dar nu aveam așa senzații de sufocare sau nu știu cum. Dacă aici sunt mai puțin turiști în această zonă, după cum se vede. Iată că de aici încolo e ceva mai aglomerat. Bănuiesc eu că și datorită digului, mulți vin pe aici prin partea asta de intrare pe plajă de la Deparcader. Și noi stăteam înainte aici, dar fiind foarte aglomerat, am preferat să stăm într-o altă zonă mai... Ce e drept și apa, e mai curată pe aici. Aici sunt valori mai mari.
țeapă. Am ajuns și aici. Ating. Văd că și pe aici sunt ceva alge. Și pe marginea asta sunt alge. Ceva aglomerat și pe acolo. Banana. Fotoliu. Aici, după dig, m-am înțepat. Nu am papuci cu mine. Da. Cam așa arată. Deci am venit tocmai de acolo, de la Bellona. De acolo am venit. De acolo am venit. M-am arătat așa. Bate vântul, ce-i drept. Aici veneam noi de obicei, dar iată că e foarte aglomerat. Păi, o să închei acest video aici, de aici, de pe platoul debarcader, de pe digul debarcader. V-am arătat acest segment de plajă dintre Bellona și debarcader, în spatele meu, plaja de după dig, mai în depărtare, Steaua de Mare, salutări lui AFA, pentru recomandare. Mă opresc aici și rămâneți aproape, deoarece vor fi videoclipuri alături de prietenii noștri, domnul Marian, doamna Maria, și bineînțeles o persoană surpriză. Rămâneți aproape. Voi mai posta videoclipuri de aici, din stațiune, câte zile vom mai sta. Atât de pe plajă,